Parlamentarii vor ca învățământul din România să aibă 15 clase obligatorii conform unui proiect legislativ înregistrat la Camera Deputaților. Mai mulți senatori și deputați PSD și UDMR au depus un proiect de lege care prevede extinderea învățământului obligatoriu la 15 clase și includerea ultimilor 2 ani de grădiniță ca obligatorii. Mai mult, până în 2020, învățământul liceal ar urma și el să devină obligatoriu în totalitate. Propunerea este încă în stadiul de dezbatere și dacă va fi aprobată de Camera Deputaților, urmează să meargă în Senat. În prezent, în România, învățământul obligatoriu are 11 clase, incluzând clasa pregătitoare și încheiindu-se la nivelul clasei a 10-a. Șoferii care consumă alcool sau stupefiante între momentul provocării unui accident auto cu victime și momentul în care sunt recoltate probele biologice vor fi sancționați cu pedeapsa închisorii până la 5 ani. Modificarea codului penal a fost făcută în ședința executivului și a venit ca urmare a deciziei Curții Constituționale care criticase faptul că în textul de lege al acestei infracțiuni se regăsea sintagma la momentul prelevării mostrelor biologice. Fiind vorba despre un proiect de lege adoptat de guvern, acesta intră în vigoare doar după ce va fi adoptat de ambele camere ale Parlamentului și după promulgarea lui de către președintele Klaus Iohannis. Conform modificării codului penal, se introduc prevederi privind consumul de alcool sau de alte substanțe ulterior producerii unui accident de circulație. În vederea soluționării sesizărilor privind poluarea atmosferică în Slatina, Garda Națională de Mediu Olt a solicitat date privind monitorizarea mediului la Agenția pentru Protecția Mediului Olt pentru perioada 10 septembrie 2017-25 septembrie, măsurători realizate prin intermediul stației automate de monitorizare a mediului. Și s-a observat că în 3 zile din acest interval există valori crescute la indicatorii monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf și pulber în intervalul orar 21-24, dar care se situează mult sub limita admisă. În urma unei monitorizări mai stricte a activității de pe platforma industrială Slatina, un agent economic a fost sancționat cu o amendă contravențională de 15.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii la calitatea aerului. Este vorba de o topitorie care are punctul de lucru în apropierea cartierului Eugen Ionescu. Meteorologii avertizează că ciclonul Olaf va pătrunde în România duminică prin nordul țării, în special în centrul, nordul și nord-vestul țării, precipitațiile se vor transforma în ninsoare. Olaf ar putea interacționa cu un alt ciclon, Numa, care vine din sudul continentului și are o masă de aer cald. Duminică se va răci pe nord-vest, nord și centru și va transforma precipitațiile la munte în ninsoare, în zonele mai joase la început în Lapoviță, posibil și ninsoare. Chiar dacă va veni Olaf, nu vorbim despre temperaturi drastice, pentru că cerul este mult acoperit și nu le lasă să scadă. Sâmbătă și duminică vorbim despre 6-7 grade, 8 grade în sudul țării, mai scăzute puțin vor fi în partea de nord a Moldovei și Maramureșului, unde poate să ajungă undeva la 2-3 grade, spun meteorologii. Slătinenii sunt sfătuiți de reprezentanții companiei de apă Olt să prevină fenomenul de îngheț al rețelei interioare de distribuție apă și al apometrelor. Astfel, atunci când temperaturile scad sub 0 grade Celsius, în scările de bloc, ferestrele și ușile trebuie să fie închise și verificate pentru a evita fenomenul de îngheț. În plus, pentru a preveni ca branșamentul de apă și apometrul să înghețe, acestea trebuie izolate corespunzător. Potrivit unui comunicat trimis de compania de apă Olt, nerespectarea măsurilor recomandate de operator poate duce la înghețarea conductelor de apă a robinetelor, a apometrelor și la întreruperea alimentării cu apa instalațiilor interioare din locuințe.